Nu te îndrăgosti de o femeie care citește, de o femeie care simte prea mult, de o femeie care scrie. Nu te îndrăgosti de o femeie cultă, plină de viață, pasională, nebună. Nu te îndrăgosti de o femeie care gândește, care știe ea ce știe și mai mult știe să zboare. O femeie sigură de ea însăși. Nu te îndrăgosti de o femeie care râde sau plânge când face dragoste, care știe să-și preschimbe trupul în spirit și cu atât mai puțin de una care să iubească poezia, ele sunt cele mai periculoase, sau care să stea o jumătate de oră contemplând o pictură și care să nu știe să trăiască fără muzică. Nu te îndrăgosti de o femeie însuflețită, lucidă și irreverențioasă. Să nu-ți dorești să te îndrăgostești o asemenea femeie. Pentru că atunci când te îndrăgostești de o femeie ca ea, fie că rămâne cu tine sau nu, fie că te iubește sau nu, de la ea, de lângă o asemenea femeie, nu te mai întorci niciodată la fel cum erai înainte. Nu te îndrăgosti de o femeie care citește de Marta Rivera Garrido. Puha, ce text! Zi frumoasă, dragilor!